Blocul de locuințe sociale amplasat pe Aleea Străiului va avea propriul sistem de încălzire. Săptămâna aceasta, Consiliul Local DEVA a aprobat documentația tehnico-economică, urmând ca în perioada următoare să se achiziționeze serviciile de proiectare și execuția lucrărilor pentru realizarea sistemului de încălzire, care prevede inclusiv lucrări de extindere a conductei de gaze naturale și branșament. Imobilul cu 29 de locuințe sociale, 10 apartamente și 19 garsoniere se află în proprietatea publică a municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva, iar valoarea totală estimată a investiției este de aproximativ 190.000 de euro și este suportată de la bugetul local al municipiului Deva.